Datoriile românilor la bănci cresc în ritm alert. Dobânda cheie se află în pericol de mărire pe măsură ce cursul valutar instabil și inflația pun presiune pe Banca Centrală. Cea mai devreme majorare ar putea să aibă loc în luna noiembrie, iar ratele românilor vor fi mai scumpe, cu sume cuprinse între 100 și 300 de lei pe lună, potrivit specialiștilor. În luna iulie, cetățenii s-au împrumutat cu 6,3 miliarde de lei, mai mult cu 2,1% față de luna iunie. În total, românii au de achitat băncilor 306 miliarde de lei. Cei care au luat credite bancare înainte de primăvara anului 2019 sunt deja afectați, întrucât vechiul indice IRCC se află deja în creștere. ROBOR la 3 luni de zile aduce un plus la rata lunară de 15 lei pentru acești români. O părere foarte proastă. Pentru că se întâmplă exact ca și la abonamentele de Orange și la toate abonamentele. Faci și azi, faci pe o sumă, iar mâine zi se ridică în raport de valoare, de valută. Așa că totul este posibil, nu mai poți să mai fii sigur pe nimic. Asta este regula vieții. Pentru că Petre Țuțea spunea așa, vai, băi, degeaba a venit la voi revoluția, la voi s-a întâmplat altceva. Valul a adus toată mizeria ridicată deasupra, iar punctele fierbinți, aurul și ce e briliantul, l-a îngropat. Deci noi suntem conduși numai de ceea ce a ieșit la suprafață. O părere proastă. Credeți că oamenii pot să facă față acestui val de scumpiri? Nu poate să facă cu guvernul ăsta. Al guvern. Se ia PSD-ul. Deci dumneavoastră spuneți că guvernul este de vină practic pentru tot ce se întâmplă. Da, e de vină și conducătorul de țară. A făcut ăștia, îți datori vânduți, miliarde. Ați văzut ce avere are Câțu. Inflația este destul de sus, este deja 5,3%, atunci BNR va majora dobânda cheie, ceea ce duce în lanț la majorarea dobânzilor de către bănci. Ratele românilor vor fi mai scumpe, cu sume cuprinse între 100 și 300 de lei pe lună, a precizat Adrian Câciu, analist economic. S-a scumpit tot, ne ducem în jos, nu mai avem șanse cu guvernul ăsta, nu mergem. Și așa eu nu i-am votat pe ei. Nici pe președinte nu l-am votat. Eu văd că exact ăștia de pe locul 2 au venit. Și acum ne-au distrus țara. Nu știu ce... Și care credeți că ar fi o soluție, să zic așa? Schimbarea guvernului și alegerile anticipate. Un român care a luat un credit pe 30 de ani în valoare de 250.000 de lei avea în luna mai o rată lunară de 1.123 de lei, calculată la un indice ROBOR la 3 luni de 1,5%. În condițiile în care același indice va ajunge la 2,5%, clientul va plăti mai mult cu 144 de lei pentru aceeași rată.